Astăzi testăm 3 mingi diferite versus knuckleball. Hai să vedem și mingile. Prima minge este cea cu care se va juca la campionatul mondial de anul acesta al Rigla Adidas. Mergem mai departe. Avem mingea Kipsta F900, mingea pe care o folosesc eu în aproape toate videourile. Și astăzi, în premieră, în România, este singura minge în momentul de față. Avem mingea de la Kipsta, cu care va juca Neymar, Messi și Mbappe în Ligue 1. Așa că sunt curios cum se va duce această minge. Am vrut să fac acest video din primul moment în care am primit această minge. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este. Și o să-l vedeți și aici și pe Messi și pe Neymar cum jonglează cu această minge. Dar până atunci, nu uitați că puteți să achiziționați aceste două mingi. În primul link din descriere, această minge momentan nu este în stoc în România. O să intre în curând și o să vă anunț acolo pe pagina de Instagram. Așa că intrați mai jos și urmăriți-mă și acolo. Hai să mergem să testăm mingile până la urmă, pentru că de asta am venit aici. Prima a șters bara. Trecem la următoarea minge. F900-le, care nu ne lasă niciodată la greu, mai ales când este vorba de knuckleball. Ați văzut, da? S-a dus și sus, jos și a făcut și așa. Deci niciodată nu o să ne lasă la greu. Așa că mergem la următoarea minge. Kipsta de Ligue 1. Da? O punem în funcțiune. Primul șut, n-am tras niciun șut. Cosmin aici, martor lângă mine, dar n-am tras niciun șut cu ea. Primul șut. Să vedem cum se comportă. Îl pun chiar dacă dau pe lângă. N-a făcut foarte mult, dar ce este drept, a făcut destul de frumos. Mai mergem să mai luăm o dată mingea, pentru că este singura minge, din păcate, din toată țara. Așa că sper să mai primesc încă 7-8 mingi, ca să nu mai trebuiască să mă duc după ele. Dar hai să vedem încă o dată. Deci, această minge, credeți-mă că este spectaculoasă. Abia aștept să apară și în România. În Franța este undeva la 80 de euro, dar nu poți, din păcate, să o comanzi în momentul de față din Franța. Când apare în România sau dacă o să-mi trimită, o să cer cât mai multe și o să încerc să cumpăr eu din Franța, dacă se poate, anul acesta, până când ajung. Deci o chestie foarte interesantă este că toate echipele de Ligue 1 sunt scrise aici pe minge, da? Este o chestie extrem de interesantă și această minge este extrem de ușoară, aproximativ la fel de ușoară ca cea Jabulani, și de aceea o să capete acel efect, cum ați văzut voi mai devreme. O să mai pun aici reluarea. Așa că abia aștept să văd ce goluri o să dea Neymar, Messi și Mbappe cu această minge. Continuăm. Încercați de fiecare dată la knuckleball să vă concentrați pe modul de lovire corect, da? Și încă o dată repet ceea ce trebuie să faceți, da? Să puneți piciorul de sprijin, centrul piciorului să treacă prin centrul mingii întotdeauna, să nu fie piciorul mai în spate, mai în față sau în lateral, lângă minge, și aici să vii cu piciorul să scoți vârful în afară. Du-te, Cosmine, puțin în spate ca să se vadă de aici. Uite cum se vede vârful în afară, da? Și vei lovi aici. Nu lovești aici cu vârful, da? Vârful este în afară, ok? Hop! Fof, fof! Minge de Ligă, cât de frumoasă ești! Cât m-ai chinuit tu pe mine astăzi, că am dat, m-am dus după ea. N-am de ce să mă plâng, dar asta este, eu trebuia să-l umflu, da? Deci, în primul rând, nu trebuie să caut scuze, trebuie să te acuzi pe tine prima oară în cazul în care ai greșit ceva. Grezna tare te va ajuta să dai de 10 ori mai bine, așa că ține grezna tare și lovește mingea. Mergem la Adidas. Mamă! Mi-a spart balconul ăla. I-am băgat un sufragerie. Ce? Ai spart ceva la mașină. Da, îmi spar ceva la mașină, dar asta se duce în vincul auto. A? Asta ți-a plăcut? Ți-a plăcut asta? Imediat a comentat la aia când a mers cum trebuie. Să lași Cosmine pe cameră, să auzi ce a zis, da?
Băieții aici în spate stau și cârcotesc, dar nu este nicio problemă, că noi reușim de fiecare dată să ne îndeplinim obiectivele. Să începem prima oară cu mingea Kipsta, cu care se va juca în Franța. Credeți-mă că este o minge incredibil de bună și cu siguranță o să avem și niște review-uri de la jucători. Dar, în principal, pentru că este o minge care este momentan doar în Franța și nu este prezentă în România, eu zic că ar trebui să ne uităm mai mult în momentul de față la altă minge. Dar până atunci este o minge extrem de bună, care se duce extrem de bine în aer și mai ales la knuckleball ia și acel efect extrem de ciudat. Așa că mergem mai departe la mingea Kipsta F900. Este o minge cu care puteți să vă antrenați extrem, extrem de bine. Este o minge care se apropie foarte, foarte mult de mingile acelea care costă 700 de lei, 600 de lei și această minge este doar 120 de lei. Așadar, în cazul în care aveți un buget de, să zic, 500 de lei, mai bine vă luați 4-5 mingi de genul acesta, pentru că merită cu siguranță. Dacă vreți să vă antrenați, dacă vreți să trageți la poartă sau lucruri de genul ăsta, încercați să aveți mai multe mingi la dispoziție. Dacă nu, alternativa la mingea F900 este alternativa mai ieftină de 50 de lei, F500, care la fel funcționează extrem de bine dacă doriți să vă antrenați și vreți să aveți mai multe mingi. Spre exemplu, dacă o să aveți un buget de 500 de lei, o să aveți 10 mingi în loc de 5, cum ar veni în loc de 5 mingi Kipsta F900. Așa că gândiți-vă foarte bine la ce vreți să faceți, stabiliți-vă foarte clar un scop acolo și dacă vreți să executați acest procedeu knuckleball, o să vă las aici un tutorial, puteți să dați click și să intrați acolo, respectați pașii acolo pe care i-am dat eu și încercați să trageți din ce în ce mai mult la poartă, pentru că dacă vă și filmați în momentul în care executați acest procedeu, vedeți ce ați greșit. Nu ați ținut piciorul de sprijin unde trebuie, nu ați ținut glezna blocată, nu ați urmărit mișcarea cu piciorul cum trebuia. Așa că tot ce trebuie să faceți este să vă uitați chiar și cu încetinitorul și o să vedeți că până la urmă o să reușiți cu siguranță. Așa că recomandarea mea este Kipsta F900 dacă aveți un buget mai mare, să zic așa, de 120 de lei și dacă aveți un buget mai mic, Kipsta F500. Nu uita până acum, dacă nu te-ai abonat la canal, apasă butonul cel mic roșu de aici de jos, dai un like la acest video și până data viitoare nu uita cel mai important slogan. Exersează, exersează, exersează! Bye!